Bun regăsit, dragilor, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Alături de noi este Oana Petrescu, psiholog clinician, consilier de dezvoltare personală și psihoterapeut de orientare psihanalitică. Și astăzi vom vorbi despre rușine, pornind discuția noastră pe marginea cărții Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic, așa cum am mai spus și în alte materiale video, în alte întâlniri, o carte semnată de un important colectiv de autori. Iată un subiect, aș spune eu, în egală măsură un subiect tabu, despre care, din păcate, nu se prea vorbește, dar și un subiect, aș spune, de actualitate, pentru că cu toții, probabil, am trăit această emoție socială, i-aș spune eu, este vorba despre rușine. O carte pe care vă recomandăm cu drag, publicată în colecția Psihoterapia editurii Herald, un proiect nou, o noutate editorială. Oana, aș începe discuția noastră încercând, de fapt, o scurtă definiție a rușinii. Ce este, de fapt, rușinea? Rușinea e o emoție, bine să spun, pe care mai degrabă preferăm să nu o trăim, pentru că se simte cu un disconfort, e trăită ca o conștientizare dureroasă a sinelui și ne atrage atenția asupra cine suntem și cum ne privim în fața propriei, cum ne prezentăm în fața propriei persoane și a celorlalți. Dar există totuși, rușinea e o emoție umană perfect, naturală, care apare în mod spontan în spațiu dintre noi și celălalt atunci când ne întâlnim. Pentru prima oară nu ne cunoaștem foarte bine și în mod natural încercăm să ne ascundem ceea ce e delicat în noi, ceea ce e vulnerabil, mai puțin cunoscut, ori mai puțin asumat sau considerat a fi imperfect. Dar lucrul ăsta variază de la o persoană la alta și durează mai mult sau mai puțin în funcție de cum se țese o relație de încredere și sentimentul de a fi acasă împreună cu celălalt, sentimentul de familiaritate. Iar ea se topește ușor prin cunoaștere, prin curiozitate, umor și face parte din farmecul unei relații. Ea, deși o emoție umană, naturală, are totuși un efect, un potențial destructiv extrem. Pentru că ea afectează imaginea de sine a omului mai mult decât orice altă emoție, lăsându-l cu convingerea că e profund deficitar, defect, insuficient, inutil, de neacceptat și de neibit. Iar pe termen lung poate afecta în mod serios funcționarea fiziologică, afectivă, identitatea, cum spuneam mai devreme, dar și relațiile cu ceilalți care apar deformate, tocmai pentru că atenția e în mod cronic îndreptată înspre defectele și imperfecțiunile pe care noi le avem și pe care le vedem la ceilalți din jur și consumăm foarte mult timp încercând să și energie încercând să le ascundem. Dar ce e important în a menționa impactul, în a descrie impactul pe care această emoție îl are asupra dezvoltării noastre, e că rușinea în sine, ca experiență emoțională, nu are un efect destabilizator, ci felul în care ne raportăm la ea, ce semnificație îi dăm, cum o gestionăm. Iar lucrul ăsta se învață încă din copilărie, din primele experiențe de relație cu părinții noștri. Și cred că ar fi util un pic de explicat, tocmai pentru că, așa cum spuneam mai devreme, emoția rușinii e în strânsă legătură cu imaginea de sine, ori construirea imaginii de sine se produce tocmai din primele interacțiuni cu figurile de atașament. Tocmai aceste experiențe pe care le avem cu figurile de îngrijire în funcție de cât de disponibili a fost ei afectiv, fizic și cum au răspuns nevoilor fizice și emoționale ale copilului, ale noastre ca și
copii, se dezvoltă un model intern de reprezentare a relației de atașament despre sine și despre celălalt. Iar în modelul intern de lucru al copilului despre sine, despre propria persoană, reperul e dat de imaginea de sine în relație cu figura de atașament. Cât de acceptabil sau inacceptabil este în ochii acestuia, în ochii figurii de atașament, în exprimarea nevoilor și în a primi un răspuns. Pentru că, în mod inevitabil, în relația dintre părinte și copil, copilul așteptând în mod necondiționat bucurie și aprobare, se confruntă cu reacții de dezaprobare, de evitare, de respingere, de dezgust, de furie sau de amenințare, iar asta produce, în mod inevitabil, o retragere din acordajul emoțional care e trăit de copil cu rușine, e trăit ca o rușine. Ce e totuși important aici de menționat e că rușina e trăită de copil în momentul acela ca o stare de pericol, ca o ruptură din relație și echivalată la nivel afectiv cu pierderea iubirii și a legăturii de atașament. Pentru că el, în mod inconștient, el știe că depinde de adulții din jur pentru satisfacerea nevoilor și, în felul ăsta, respingerea pe care o trăiește în relația cu figura de atașament devine o chestiune de viață și de moarte. Ei, pentru că această dinamică din relație, care, așa cum spuneam mai devreme, e inevitabilă, să nu producă efecte traumatice în experiența internă a copilului, e important ca orice respingere, orice ruptură din relație să fie urmată de reparație. Ei, reparația asta se face prin participarea activă a părintelui la reglarea emoției, rușinii. Și aici aș menționa inclusiv la reglarea emoțiilor în general, dar acum vorbim despre rușine. Iar îi mai spunem acestui mecanism un proces de coreglare, adică copilul împreună cu părintele își reglează gestionarea acestei emoții cu acceptare, cu compasiune, cu blândețe, cu empatie. Părintele ajută copilul să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat, să reflecteze, să se gândească și să dea o semnificație. Ori acest proces de coreglare are ca efect diminuarea impactului negativ a experienței rușinii. Ori atunci când copilul e alinat, în loc să fie judecat, el poate să integreze și să gestioneze optim această emoție. Din contra, când părintele nu participă în mod activ la acest proces de coreglare sau, din contra, și ăsta e și mai dăunător, el este cel care rușinează copilul, atunci copilul trăiește o stare intensă de frică, de a fi respins, de a fi abandonat, și dezvoltă o stare permanentă de îngrijorare cu privire la propria valoare, și fiindu-i lezate nevoia de acceptare și de apartenență, pentru că, așa cum spuneam, e o chestiune de viață și de moarte, e o dependență absolută. Mă gândeam ca exemplu, în timp ce te ascultam, apropo de respingere și de apartenență, probabil că am trăit cu toții anumite, să spunem, forme de bullying în școală. Pe vremea copilăriei noastre, bineînțeles că nu exista acest termen, sau cel puțin nu exista în România. Și mi-aduc aminte o situație în care un coleg, să spunem, m-a lovit sau m-a îmbrâncit, am căzut, am venit cu genunchii juliți, cu hainele murdare, o încăierare acolo între băieți, cum se întâmplă la școală. Și când vii acasă, în loc părintele să empatizeze cu tine, să te întrebe ce s-a întâmplat. Bun, hai, nu e un capăt de țară, nu e o dramă. De ce? Uite, ar trebui să te duci să vorbești cu băiatul respectiv sau să-i spui doamnei profesoare, dirigintă, ce-o fi, să zicem, incidentul respectiv. Părintele, când vine copilul acasă, ce ai făcut? Te-a lovit, te-a bătut, de ce, nu știu ce? Mai vine și îți dă și părintele poate o bătaie sau poate, sau te rușinează și mai mult.
Poate vine și vorbește în fața clasei sau vine și vorbește cu diriginta sau cu profesoara. Până la urmă, incidentul respectiv fiind, să zicem, unul mai minor. Și atunci, iată cum exact ce spuneai și tu, părinții pun un soi de presiune. Ceea ce e copleșitor, copleșitor. Uite-mă în loc să fie alături de mine, din mintea copilului, uite-mă în loc să fie alături de mine că ăla mi-a dat un pumn sau m-a trântit sau m-a împins sau nu știu ce, mai sunt și apostrofat și cumva, deși nu eram eu de vină, acasă tot eu sunt cel de vină, pentru că părintele nu cunoaște contextul incidentului de la școală. Și nici nu e curios să-l cunoască. Exact. De multe ori nu-i pusă întrebarea ce s-a întâmplat, ba mai mult apropo de experiențele din copilărie. Sigur ai făcut tu ceva. Exact, că nu te loveau la așa tamnesa. Vreau să te întreb, care este relația dintre trauma psihologică și rușine și cumva m-aș referi aici la experiența de cabinet, dacă ai întâlnit clienți sau pacienți care ți-au povestit sau și-au exprimat această emoție sau anumite episoade de fapt traumatice, apropo de rana de rușine, anumite episoade traumatice din copilărie, care i-au impactat atât de mult în copilărie, încât, din păcate, au dezvoltat aceleași tipare, să spunem, de relaționare și adulți fiind în relațiile cu ceilalți. Că ni se poate întâmpla lucrul ăsta să avem această emoție de rușine și la servici, la job, și în relația poate cu prietenii, și în, eu știu, în viața de cuplu, poate și relația cu părinții noștri sau cu copiii noștri. În toate aspectele vieții noastre, așa e. Da, în experiența de cabinet, ca problemă centrală în psihoterapie, ce am sesizat că rușinea apare adesea deghizată, măscată, în spatele unor alte emoții sau comportamente, pentru că tocmai emoția care are potențial de a deveni traumatic, așa cum m-a întrebat, e cea care a rămas negândită, neelaborată, neconștientizată. Iar lucrul ăsta dezvoltă în timp strategii inconștiente de a o nega, de a o evita, de a o controla, tocmai că nu știm ce să facem cu ea, că n-am fost învățați ce să facem cu ea și să ne dezvoltăm o capacitate de a o tolera, pentru că o stimă de sine sănătoasă nu înseamnă să fim lipsiți de rușine sau feriți de ea, ci din contră, să fim în contact cu emoția asta care apare în mod spontan, nu putem să controlăm dacă apare sau nu. Când conștientizăm că simțim emoția asta, e deja apărută, instalată și a desfăcut bagajele, tot. Ce putem însă să facem, asupra cărui aspect avem control, e felul în care o gestionăm. Experiențele pacienților din cabinet sunt în strânsă legătură cu sentimentul de rușine apărut în ce am identificat în diverse situații, cum ar fi, fără a intra neapărat în anumite detalii, dar cumva ca un numitor comun, trăite, rușinea emoției trăită în urma unor experiențe de a fi respinși, de a fi izolați de grup, și această experiență e trăită cu convingerea că un sine defect, deficitar, e cauza respingerii. Ba mai mult, chiar dacă nu a existat comportamente ale celor din jur de respingere, sentimentul de rușine poate fi trăit în felul acesta, plecând de la convingerea că a fi diferit de grup, de a nu fi împreună și a nu fi la fel ca ceilalți, e un defect. Rușina trăită ca urmare a unei expuneri nedorite, când ceva ce e vulnerabil, delicat în noi, devine cunoscut fără ca noi să ne dorim lucrul acesta. Atunci când interesul și afecțiunea noastră față de o persoană nu este împărtășită, avem tendința de a trăi în mod firesc rușine. Rușinea ca
așteptare neîmplinită, i-aș spune, atunci când nu reușim să ne îndeplinim așteptările noastre sau ale celor din jur. Și cum spuneam, atunci când nu suntem conștienți de emoția asta și nu ne-am dezvoltat în timp o abilitate de a o gestiona, de a o procesa, de a o numi, de a ne asuma până la urmă, că atunci când e conștientizată ne putem și asuma, învățăm să o tolerăm și în felul ăsta ne putem dezvolta o stimă de sine sănătoasă, care presupune, care e bazată pe o evaluare realistă atât a forțelor, a resurselor, dar și a limitărilor și a slăbiciunilor. De aceea e important să fim în contact cu lucrurile astea și să le acceptăm, pentru că rușinea din asta apare, din dificultatea de a fi în contact cu lucrurile mai puțin plăcute din noi. Ai folosit puțin mai devreme, scuze, ai folosit puțin mai devreme două cuvinte și exact la acest lucru mă gândeam în timp ce te ascultam, ai folosit două cuvinte, vulnerabil și asumat. Și cred că asumarea acestei emoții și procesarea ei a rușinii, așa cum ar trebui să facem și cu frica, așa cum ar trebui să facem cu furia, adică orice emoție trebuie conștientizată în primul rând și apoi procesată și asumată. Cred că rușinea are legătură și cu capacitatea de a fi vulnerabil și de a ne recunoaște chiar și în fața celorlalți vulnerabilitatea. Da, ca să putem să facem în fața celorlalți. Exact. Sunt vulnerabil. Nu sunt omniscient, omnipotent, nu sunt puternic în așa fel încât dacă cumva trăiesc emoția de rușine, ceilalți mă vor eticheta. Ia uite-l, nu, eu credeam că e cel mai puternic om și că își gestionează emoțiile. Uite că are niște slăbiciuni, uite că are niște fisuri acolo. Mai mult credeam că e puternic și nu are nicio emoție. Nicio emoție. Da? Și ca să putem să facem lucrul ăsta cu ceilalți, să ne arătăm vulnerabil în fața celorlalți, în primul rând e necesar să putem să facem asta cu propria persoană. Și cum spuneam un pic mai devreme, pentru că m-ai întrebat cum se manifestă în cabinet experiența asta a rușinii în modul ei traumatic și menționai un lucru foarte important și anume că se dezvoltă niște tipare de relaționare în relațiile cu ceilalți în diverse domenii ale vieții noastre. Am menționat strategiile, faptul că oamenii, când nu-și conștientizează experiența aceasta a rușinii, dezvoltă anumite strategii de a o nega. Cum spuneai mai devreme și vorbeai de vulnerabilitate, ne negăm vulnerabilitatea, încercăm să evităm experiențele care ne pun în contact cu acest sentiment sau încercăm să controlăm. Și aș descrie un pic câteva din aceste mecanisme, poate ajută și ascultătorii să identifice aceste aspecte atât la propria persoană cât și la cei din jur și să vedem ce stă în spatele acestor comportamente. Aș menționa ca o primă strategie, lipsa de interes pentru relații sociale, care cumva e menită de a ne pune la adăpost de a trăi rușinea ca respingere. Decât să fiu respins și să simt rușine, mai bine nu intru în relație cu cineva. Și în felul ăsta devenim singuratici sau dependenți de muncă, pentru că contactul uman apare foarte amenințător. Cumva renunțarea la ambiții, renunțarea la dorințe, de a face planuri, rămânerea în pasivitate, e un alt mecanism de a face față experienței rușinii, pentru că are în spate convingerea că dacă nu aspir la ceva, nu risc să simt rușine în caz că nu reușesc. Dacă n-am așteptări, nu o să fiu dezamăgit. Asta e o extremă, pentru că există și extrema cealaltă, perfecționismul, autoexigența, performanța, ceea ce în sine
nu e un lucru rău, atâta timp cât nu se face cu orice preț și devine un mod permanent de a fi în relație cu celălalt și cu propria persoană. Pentru că în cazul acesta, această strategie dezvoltă o dependență de succesul social, de a aduna trofee, diplome, medalii, iar sentimentul valorii personale e foarte în strânsă legătură cu astfel de rezultate. Și da, cu, să nu devină, de valoare în lipsa lor. Să nu devină o obsesie, să nu devină o dependență obsesivă, care genul acesta de perfecționism la unele persoane poate să ascundă niște traume din copilărie. Am fost atât de devalorizat și invalidat de proprii mei părinți, nu sunt bun de nimic, nu sunt în stare de nimic. Cuvinte pe care, expresii pe care le-am ești auzit... Ești incompetent, de ce nu ești în stare? Alții cum au putut și tu nu? E, și atunci, ca să demonstrez că de fapt sunt altfel decât m-au etichetat sau m-au judecat părinții, merg în zona aceasta pe care ai spus tu, la extrema cealaltă, radicală, perfecționist, să fac totul la linie, să am ambiții foarte mari, să-mi planific lucruri și obiective câteodată nerealizabile, în ideea că trag tare ca să reușesc să demonstrez eu cuiva care m-a invalidat în copilăria, să demonstrez eu de fapt de ce sunt în stare. Și asta înseamnă, aș spune eu, un soi de lipsă de autenticitate. Exact, și un sentiment foarte fragil de valoare personală, pentru că n-are un reper intern dezvoltat. Și ai menționat foarte bine faptul că, de fapt, în spatele acestei imagini gonflate, de fapt, se află un sentiment de inadecvare și mecanismul psihic este cel, îl numim noi în lucrul nostru, în cabinet, formațiune reacțională, adică a transforma în contrariu sentimentul meu intern, este cel de rușine, de inadecvare, de incompetență și mă apăr de acest sentiment, care e unul prezent și de care vreau să mă apăr, construind o imagine de sine idealizată, perfectă. Un alt mecanism, apropo de construirea acestei imagini de sine idealizat, care derivă de altfel din dificultatea de a accepta că avem și limitări și imperfecțiuni și defect, e atitudinea de superioritate, de aroganță, de dispreț, care de fapt are la bază o negare a propriului sentiment de rușine și o proiectare a acestuia în afară, în relațiile cu ceilalți, astfel încât ceilalți să fie forțați să o simtă. Și respingerea vulnerabilității la ceilalți e de fapt respingerea vulnerabilității în relație cu propria persoană. Pe principiul, tu știi cine sunt eu? Exact! Tu știi exact. Cine sunt eu? Tu știi cu cine vorbești? Uh-huh. Într-adevăr, complexul de superioritate despre care tu vorbeai, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Un subiect, așa cum spuneam la începutul materialului nostru, un subiect tabu, un subiect delicat, dar în același timp și un subiect demn de dezbătut. Probabil că ar trebui dezbătut mai mult în spațiul public. Cum ți-a plăcut această carte, Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii, procesul terapeutic, și cât de utilă crezi că este o astfel de carte, care, repet, cuprinde, având mai mulți autori, cuprinde mai multe abordări ale psihoterapiei, că este iunghiană, că este psihanalitică, că este esperiană sau cognitiv-comportamentală. Iată, punem lupa, ca să spun așa, pe rușine, din mai multe abordări, din mai multe perspective și orientări psihoterapeutice. Cât de util este această carte atât pentru psihoterapeuți, cât și pentru publicul larg până la urmă, pentru că s-au scris foarte puține cărți
pe acest subiect, pe această temă? Aș spune că tocmai asta este câștigul acestei cărți. Faptul că abordează aceeași experiență umană din mai multe unghiuri. Ori asta înseamnă dezvoltare personală și în procesul terapeutic asta încercăm să facem, să creăm un spațiu mental din care să putem privi o experiență din mai multe unghiuri. Ori tocmai asta ne oferă posibilitatea să ne adaptăm situațiilor diverse de viață. Ca să ne ducem și în această zonă, i-aș spune eu, mai puțin poate explorată. Din punct de vedere social, istoric și cultural, cum se învață și cum se dezvață rușinea? Într-adevăr, din punct de vedere social, cum ai spus și mai devreme, rușinea e emoție socială, are o funcție de reglare socială și de adaptare a comportamentului la un context social și e foarte prezentă în viața cotidiană, în mediul familial, în mediul social și reprezintă de altfel, cu toate extremele ei, o modalitate de a impune valori și norme specifice și de a descuraja comportamente care contravin interesului colectiv. Rușinea ca experiență emoțională ține foarte mult de apartenența la un grup și intrăm în contact cu ea atunci când ne confruntăm cu valorile și idealurile unui grup și apare atunci un conflict între două nevoi emoționale esențiale pentru existența noastră și anume nevoia de aprobare și nevoia de afirmare. Pentru că, pe de-o parte, suntem ființe sociale, avem o nevoie vitală de conexiune cu ceilalți și sentimentul de apartenență, de aprobare ne face să simțim că suntem la unison cu celălalt, că aparținem, că suntem în împreună, dar în același timp, la fel de importantă e și nevoia de afirmare a propriei individualități, a diferențelor. Aș spune a proprii unicități. Avem nevoie să ne simțim unici, afirmați în individualitatea noastră, dar în același timp să ne simțim acceptați de ceilalți și aprobați. Și aici, în întâlnirea dintre aceste două nevoi, apare emoția rușinii. Pentru că fie alegem să ne împlinim nevoia de afirmare, și în felul acesta ieșim din relația cu ceilalți, dar intrăm în relația cu noi înșine, cu vocea noastră interioară, fie ne afirmăm nevoia de aprobare și renunțăm la anumite modalități particulare de a fi, intrăm în relație cu ceilalți. Dar aș spune că un mod optim de funcționare nu e să excludem împlinirea uneia dintre nevoi sau să alegem între cele două, ci să le alternăm, înțelegând alternanța asta nu ca o vulnerabilitate, ci ca o manieră adaptativă de a fi cu ceilalți. Și aș mai menționa ceva apropo de componenta asta socială și ceva ce se regăsește în această carte și e dezvoltat mai pe larg și încurajez cititorii să acorde atenție acestui aspect și anume transmiterea transgenerațională a emoției rușinii, pentru că ea se propagă transgenerațional de la părinți, bunici exact. Semnificative din viața noastră, care ne-au transmis ce e acceptabil și poate fi împărtășit cu ei și ce trebuie ascuns, că nu e aprobat. Astfel că orice atitudine sau comportament care este stigmatizat de ei ca fiind rușinos, devine rușinos și pentru copil. Și indezirabil. Exact. E o rușine să nu știi, e o rușine să greșești. De aia, apropo de strategii de evitare a rușinii și învinovățirea unei alte persoane în mecanism, pentru că nu pot să-mi asum că am greșit, pentru că asta mă face să mă simt defect și vulnerabil, pentru că am fost respins atunci când am greșit și am fost copil, când din contră aveam nevoie să învăț din acea greșeală și asta să devină o modalitate funcțională de a aborda greșeala.
Mulțumesc foarte mult, un subiect foarte interesant și o discuție, spun eu, pe măsură. A fost alături de noi Oana Petrescu, psiholog clinician, psihoterapeut de orientare psihanalitică, consilier dezvoltare personală și am vorbit despre rușine, despre rușine și, până la urmă, curajul de a fi vulnerabil sau vulnerabilă pe marginea cărții Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic, noutate editorială în portofoliul editurii Herald, carte publicată în colecția Psihoterapia. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și Ioanei pentru informațiile extrem de utile. Ne dăm întâlnire la un nou episod a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere! La revedere!